Spectacolul elevilor de la școala gimnazială numărul 1 din Râmnicu Sărat a fost dedicat deopotrivă centenarului Marii Uniri și sărbătorii Sfântului Andrei. La mulți ani tuturor românilor, la mulți ani în România! La mulți ani în România și la mulți, mulți, mulți ani! La mulți ani în România și să fie o țară ca toate celelalte, foarte bună și cu foarte multe bogății! La mulți ani în România! România este o țară foarte importantă pentru noi, adică noi aici ne-am născut și este țara noastră natală! Și dascălii școlii au vrut să marcheze acest eveniment de mare sărbătoare a românilor. Este o plăcere, este o onoare în primul rând că putem desfășura în parteneriat cu Primăria Municipiului Râmnicu Sărat un proiect de colaborare ce vizează afirmarea tinerilor talente, în special zilele 1 decembrie, cât și a Sfântului Andrei. La mulți ani tuturor românilor, la mulți ani România! Cu ocazia centenarului Marii Uniri, oficialitățile din Râmnicu Sărat au transmis urări tuturor românilor. Pace socială, pace la nivelul înțelegerii noastre cu celelalte națiuni din zonă. Este o perioadă tare tulbure și m-aș bucura dacă am înțelege măcar în aceste momente că aceste lucruri ne sunt absolut necesare. De asemenea, sănătate, înțelegere și bucuria de a putea să vedem în jurul nostru lucruri cu adevărat importante. Este un an deosebit pentru România, este anul centenar, dar cred că ar fi nevoie ca în fiecare zi să ne gândim la România, în fiecare zi să ne gândim la români, așa fel încât nu doar o dată la 100 de ani să facem din aceste momente o sărbătoare. La mulți ani, România! Ce-mi doresc mie, îmi doresc și românilor, îmi doresc să ne apropiem mai mult de istoria acestui neam, să fim mândri de personalitățile și de evenimentele din trecut, să conștientizăm importanța educației și rolul pe care fiecare îl avem în educație, fie că suntem cadre didactice, dar mai ales în educația non-formală, mass media sau simpli cetățeni, și să credem în modele, să fim optimiști și să avem credință în Dumnezeu. La mulți ani români, la mulți ani Râmnicu Sărat! La mulți ani România, la mulți ani râmniceni! Este o zi cu o însemnătate deosebită pentru noi, pentru poporul nostru și îmi doresc din tot sufletul, prin tot ceea ce facem, prin munca depusă, prin activitățile noastre, să încercăm pe cât posibil să ne ridicăm la înălțimea predecesorilor noștri. Suntem uniți, suntem români și trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a promova România și simbolurile României. La mulți ani, râmniceni, la mulți ani, România! 1 decembrie aș vrea ca românii să fie mai uniți, să mergem pe un drum în care să nu avem atâtea divergențe, încât țara noastră să fie o țară demnă de Uniunea Europeană. Râmnicenilor, în primul rând, le doresc să aibă parte de tot ce e mai bun, multă sănătate și tuturor românilor la mulți ani. Poporul român sărbătorește un veac de la cea mai mare realizare a sa, Marea Unire. Astăzi, cu pioșenie, privim spre trecutul nostru, spre oamenii care, prin jertfa lor, au reușit să împlinească acest ideal. Cu încredere în viitorul acestei țări, doresc să urez românilor un călduros la mulți ani. La mulți ani, România, să fim mândri că suntem români, să fim mândri că trăim în această țară. Și elevii de la Centrul Cultural din Râmnicu Sărat pregătesc un program special pentru ziua de 1 decembrie, mâine de la ora 12 în sala de spectacole a Centrului Cultural Florica Cristoforeanu, va avea loc un spectacol muzical, artistic și folcloric, iar după amiază este programată deschiderea patinoarului.